bună tuturor, eu sunt Jenia și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi vreau să vă arăt ce mi-am mai cumpărat. Le-am băgat toate aici. Vreau să le arăt ca să pot să le pun la locul lor, că le dau de acolo până acolo și... Hai să vă arăt. Mi-am cumpărat paletuța asta de contouring de la Technic. Îi spune color fix. Sunt prafuri, adică nu e în cremă. Are și pe aici pe spate cum să-ți faci conturul. Singura chestie că am observat că pe pielea mea mai bătrânică, așa cu niște riduri pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, prafurile astea accentuează ridurile. Deci eu le recomand pentru fetele mai tinere și mai puțin pentru păbuțele ca mine. Dar bine, pe față, pe aici, pe aici se poate, dar nu să fixezi sub ochi, că se face numai chestii de alea așa urâte. Mi-am mai luat tot de la firma asta, paletuța asta de corectoare. Într-o zi o să vă vorbesc și despre culorile corectoarelor. Dacă vreți, lăsați-mi un comentariu în jos, ca vedeți avem roz, mov, verde și fiecare culoare este pentru un fel de corectare. Și asta tot de la Technic. Asta este în cremă și este foarte utilă. Vedeți, mi-e și un herpes și nu vreau să pun nimic peste el, dar oricum, într-o necesitate, culorile alea pot să rezolve problema herpesului. Mi-am mai cumpărat niște gene false. Eu nu iubesc să fie prea accentuate, le vreau cât mai naturale posibil. Mi-am mai luat niște de-alea. Am acum, mi-am pus gene, am făcut un curs pentru aplicarea genelor false, extensii de gene false care durează 6 săptămâni și aici am, asta este, cum îi spunem, lipiciul, asta este un lipici care durează 6 săptămâni. Astea sunt genele, sunt una câte una, trebuie să le iei una câte una. Eu deja mi le-am pus, le-am de 10 zile, nu mi-a căzut nici măcar una. E mai greu să ți le pui tu, pentru că trebuie să lărgești. V-am făcut și un tutorial, o să vi-l pun, nu știu dacă o să-l pun înainte de videoul ăsta sau după. Aici am toate... pensetele alea care trebuie să le să-ți lărgească ochiul. Aici mai am niște gene, dar oricum astea sunt cele mai bune, care sunt una cu câte una, tu le pui pe fiecare. Asta e o pensulică pentru lipici. Astea sunt gene din alea care am încercat. Astea nu se pune cu chestia aia, se pune cu lipici normal și sunt super. Super mișto. Să ți le pună cineva e mai bine. Să ți le pui singur e mai dificil, mai murdărești genele tale. Da, merge, că face ochiul frumos. Mai departe. Mi-am cumpărat și eu paletuța de Kylie. Am încercat-o deja. Îmi place. Este așa. Are toate culorile astea, este foarte pigmentată, e micuță așa, nu e exagerat de mare. Bine, am văzut, de fapt prefer mai mult Zoeva sau Anastasia, Beverly Hills. Asta e mișto, dar nimic deosebit așa să zice, aolo, mama mea, m-a omorât asta.
drăguță, face treaba ei acolo. Mi-am mai cumpărat, am fost într-un magazin și era ofertă la mascara Bet & Ten Sex, știți că eu îl folosesc mereu. Mi-am cumpărat o cheiță, că îmi trebuie memorie pentru clipuri. Mi-am cumpărat o memorie de 32 de GB pentru Canon. Aici am cumpărat un glitter, e de la Berrym Cosmetic, este argintiu, dar și nu știu aia. Bine, pe Instagram v-am pus clipulețul unde vă arătam glitterul ăsta, e foarte mișto. Și ce am mai luat aici? Mi-am cumpărat niște lipici pentru gene false, nu din alea, nu pentru extensii, dar pentru gene normale, astea de la Ardell, care sunt cele mai bune și costă și puțin. Și cam atât. Astea au fost cumpărăturile mele de astăzi, sper că videoul v-a plăcut. Nu uitați să îmi lăsați un comentariu, să-mi dați un like dacă aveți plăcere, să mă urmăriți și pe Instagram și ne vedem la următorul video.